să vă spun, dragi telespectatori, că niciodată nu am intrat într-un atelier unde se confecționează curele, din alea care artiștii de muzică populară, în special cei din nord de țară, le poartă cu foarte mare mândrie, așa cum o fac și eu uneori. La sugestia doamnei primar, am venit în biroul de lucru al domnului Iosif Glogovski, meșter din tată în fiu. Nu, am fost învățătură. Bine v-am găsit. Tata mea a fost cezmar. Bine v-am găsit. Bine ați venit. De unde moșteniți acest meșteșug? De la un maestru. Aici se lucrează circa de 100 de ani în Cacica, curelărie. Cum se numește mai exact acest meșteșug pe care îl faceți? Curelar? Confecționer? Asta înseamnă artizanat. E un lucru de artă, într-adevăr. Da. E scumpă o cămășuță din asta? O cureluță? E ajunge la 500 și vreo 50 de lei. Da, și piele sau imitație? Nu, piele. Piele.